Bună seara, stimați telespectatori, bine ne revedem la o emisiune Agoraz în 9-a 11-a 2017. Este o emisiune care se dedică unui fenomen ce se manifestă aproape diurn, cel puțin în Baia Mare, dar care, curios, trece sub semnul discreției și se întâmplă acest lucru datorită faptului că lumea obișnuită consideră lectura, și cu aceasta și deconspirat subiectul dezbaterii noastre de astăzi, consideră lectura un lucru desuet, o putem înlocui cu Facebook-ul, o putem înlocui cu alte surse de informare. Pentru a discuta despre fenomenul acesta numit cultură, l-am invitat în emisiunea de astăzi pe lector universitar dr. Călin Herțe, căruia spunem bine ați venit la noi în emisiune, domnule universitar. Mulțumesc și mulțumesc pentru invitație. Plăcerea este de partea noastră. De ce? Pentru că, după cum se știe, de vreo 2 ani, cel puțin de când coordonăm această emisiune, nu renunțăm deloc la ideea de a scoate în față și lucrurile pozitive, pentru că mizeriile, gunoaiele, resturile pe care unii își fac rating pot exista, dar nu sunt eficiente, nu sunt semnificative pentru o societate cum este Baia Mare. Și pentru că noi ne-am văzut numai sub semnul spectrului politic electoral, haideți să discutăm câteva cuvinte, cum se obișnuiește într-o regie aproximativă a emisiunii noastre, despre un CV concentrat al celui pe care îl avem invitat, lector universitar doctor Călin Herțeg. Așadar, școli, universitate. Am făcut și sunt născut în Groș, lângă Baia Mare, acolo am A, făcut. suntem aproape vecini, eu Da, sunt Chehiș. nici n-am știut. Acolo am făcut 8 clase, am avut niște profesori extraordinari, acolo am prins o generație de profesori foarte buni, acolo am Este deschis. vestita școală Gheorghe Lupan. Da, el a fost Mentor. mentorul școlii. Dar nu numai pentru Groș, ci pentru un întreg areal Acum din are și o jurul statuie, comunei. da, în fața școlii. Vă rog Și să continuați. da, și acolo, practic, am deschis prima dată ușile unei biblioteci. După aceea m-am dus surprinzător la SEIN, am terminat liceu agricol, o secție de economie, contabilitate acolo. Am dat la ASE în București, la Academia de Studii Economice, am făcut un an de ASE și am renunțat la ASE. Și De ce? a fost un moment în care mi-am dat seama că nu e ceea ce îmi doream în viață. Și a fost un moment în care mi-am dat seama că cel mai important lucru pe care aș putea să-l fac în această viață este să încerc să înțeleg această lume și pe mine însumi. Acela a fost momentul de cotitură când am mers la filozofie, practic am trecut la universitatea de la ASE la Universitatea din București, la Facultatea de Filozofie și am Dar s-a considerat anul de la ASE ca an universitar? reușit cu greu să fac Cu niște acest lucru. diferențe. Da, practic am făcut 2 ani într-unul, practic. Da. În cursuri comune erau prea puține între cele două instituții, că ASEU și Universitatea sunt două instituții diferite. Și am absolvit Facultatea de Filozofie, profesor
5 ani în Baia Mare, la liceu, după aceea presă, după aceea Universitatea de Vest Vasile Goldiș, politică și cam... Cam asta e în mare povestea. Am început un doctorat, cred că sunt 10 ani de când am început, ba, mai bine. Și l-am, practic, această lucrare despre care aveți acolo în față și m-ați invitat să vorbesc, este teza de doctorat pe care editura Acon a acceptat să o publice. Și e o muncă acolo de câțiva ani, în acele pagini. Când ați început voastră doctoratul, încă nu era în vogă copy-paste-ul, da? A, nu, nici nu m-aș fi gândit să fac așa ceva. Dar am început din doctoratul cu regretatul mentor, pot să-l consider și prieten, Jean Bălin. Și prieten și eu. Da. Și după ce s-a dus, practic a fost destul de dificil să continui. A fost o perioadă în care de căutări, inclusiv de alți coordonatori de doctorat, și până la urmă am găsit un profesor pe semiotică, pentru că în această zonă m-am dus teza de doctorat și am terminat doctoratul la Timișoara. Am început la Cluj și l-am terminat la Timișoara. Deci cu coordonator din București. Da, invitat la Cluj de către, da, Marga, pe atunci președinte. Marga l-a invitat pe Jean de mai multe ori în situații din acesta pentru a susține doctoranți, pentru a da indicații celor care vor să se realizeze cu adevărat prin această formă de școlaritate, forma doctorală. Da, el a ajuns acolo la o invitație, practic, la Universitatea Babeș-Bolyai. Și cam asta e povestea. Practic, pot să spun că 3 veri le-am petrecut scriind această teză. Am început prin a pregăti o teză despre semiotica limbajului literar-artistic, despre limbajul poetic, și până la urmă lecturile m-au făcut să deschid și alte uși, alte cărți, alte uși, ferestre ale minții, și mi-am dat seama că am găsit o temă mult mai importantă în zona asta semioticii, dar și mult mai dificilă. Și e practic o cercetare. Chiar ieri când a avut loc lansarea, cel care a prezentat-o, un scriitor și filozof care tot are rădăcini maramureșene, Vianu Mureșan, a remarcat și el acest lucru, că nu e o carte de confesiuni, nu e o carte într-adevăr de filozofie, în care părerea mea să conteze prea mult, sau în care să mă exprim sentimente despre subiect, să fac judecăți valorice. Nu, am încercat să fac o teză cu cât mai aproape de pretențiile academice, sau respectând până la urmă rigorile academice. Și e o cercetare care, zic eu, și cei care au mai parcurs-o, deocamdată aș risca să spun unică în peisajul academic. Pentru că am atins o zonă din semiotică care în acest moment nu am găsit alți intelectuali să-i fie acordat interes. Dar e un subiect destul de lung până la urmă.
sigur că este un subiect destul de lung și mai mult decât atât, pentru telespectatorii noștri va trebui să lămurim cel puțin două noțiuni. Semantică și semiotică. Semiotică, de ce? Ce va să însemne în limbajul dat de Dex, ce va să însemne în cercetările umaniste și să ne amintim, cel puțin eu ca filolog știu că prima dată despre semiotică am învățat la lingvistică despre Ferdinand de Saussure, părinte al... Da, unul dintre părinții. Unul dintre părinții semiotice, pentru că riscăm să se uite lumea mirată la noi. Ce or fi povestind oamenii aia? Practic, în limbajul cotidian. De ce înseamnă semiotică, ce înseamnă semiologie? Da, acum o definire simplă a semioticii, am putea să spunem că e acea știință, dar totuși nu are pretențiile unei științe, dar să spunem știință care studiază semnele și semioza, adică modul în care iau naștere semnele. Saussure și ceea ce presupunem că a studiat dumneavoastră în perioada facultății, era mai mult aplicat asupra semnelor lingvistice. A fost un întreg curent, într-adevăr, în Europa și iar cultura noi, noastră. Iar noi la Cluj am prins post-curent imediat, așa că eram îndopați pur și simplu de lingviști cu semiotica. Da, atunci a apărut traduceri importante în cultura românească și multă vreme nu s-au mai tradus cărți din zona semioticii și acum pot să spun că sunt lucrări fundamentale care nu s-au, sau lucrări foarte importante care nu s-au tradus. Și cum ați avut acces la ele? Bine, în limba engleză, mai ales pentru că m-am dus spre semiotica de orientare anglosaxonă, americană, chiar dacă și are rădăcinile parțiale în Europa, e totuși un alt curent în semiotică, care pornește la Peirce. Dumneavoastră vorbeați de Saussure, care e părintele unei semiotice europene, dar există un curent și în o semiotică, hai să spunem, americană sau de factură americană, care are și ea un părinte, și anume pe Charles Peirce. Și multe, practic, aceste lucrări sunt scrise în engleză, ceea ce pentru mine sunt accesibil. Vă facilitează accesul la informații directe, cum se zice. Da. Cu toate că internetul unii l-acuză de îndepărtarea noastră de carte, te poate și apropia, pentru că practic atunci când nu ai acces la carte fizic vorbind și bibliotecile noastre, ce să zic, sunt uneori sunt mari, frumoase, dar lipsește tocmai obiectul muncii, adică cartea. Și internetul și format electronic, dacă știi unde să cauți, găsești multă carte bună. Și carte rară, de altfel, pentru spațiul nostru. Problema care se pune la internet, aceste cărți electronice respectă manuscrisul original al autorului sau sunt ceea ce Coșbuc făcea din poezia sanscrită, o chestiune de tălmăcire mai degrabă? Nu, nu. Sunt același lucru, practic. Evident că respectă. Chiar a fost la un moment dat când, mă rog, telefoanele nu erau atât de mari și aveam un e-book, adică o carte electronică, o carte în format, și o am și acum în format electronic, care îți permite să citești cu aceeași ușurință ca un text pe hârtie. E o anumită tehnologie și ușurează oarecum cititul cărților electronice. Eu sunt adeptul acestui gen de lectură. Practic îți permite într-un
într-un format de genul ăsta să ai 10.000 de cărți. Absolut. Asta da. Se știe. Da. E o are capacitatea de a aduna în spații concentrate opere fundamentale din literatură. Apropo, domnule profesor, spuneți-mi, vă rog, trăiți în Baia Mare, ați copilărit lângă Baia Mare. Cum vi se pare faptul că în Baia Mare există o bibliotecă ce la nivel național concurează cu biblioteci ale universităților semnificative și în care credeți că este efectul ei asupra tineretului studios de astăzi, vorbind din Baia Mare, fie el provenind din mediul universitar, fie din mediul liceal, fie din alte medii culturale care pur și simplu doresc să aibă acces și să se informeze prin bibliotecă. Sunt unul dintre cei care am studiat, împrumut cărți de la bibliotecă, practic o parte din lucrare, din carte am scris-o acolo. Deci beneficiez de serviciile acestei biblioteci și am beneficiat. Ce mă bucură pe mine că atunci când mă duc acolo e că în sala de lectură găsești mulți tineri. În unele perioade ale anului chiar nu găsești cu greu un loc în sala de lectură, ceea ce e un semn foarte bun. Cred că, și îmi permit să spun lucrul ăsta, cred că totuși trebuie pus mai mult accent și pe carte, pe achiziția de carte. Există foarte multă carte care se publică. Cred că asta trebuie să fie mai bine și în cazul acestei biblioteci frumoase, dar aranjate. Dar permite starea financiară achiziționarea acestor cărți? Eu stau să mă întreb dacă, până la urmă, dacă nu e treaba celor care conduc o asemenea instituție să realizeze un echilibru financiar în favoarea cărții. Deci treaba lor, nu știu, nu cunosc cifrele, dar dacă ar fi să împartă part, banii jumate să meargă pe achiziția de cărți. Dacă m-ați tot întrebat, vă răspund. Asta e părerea mea. Cunosc biblioteca binișor, cel puțin ce se află pe partea de împrumut și partea vizibilă unde te poți plimba printre rafturi și știu bine ce apare, destul de bine ce apare în anumite zone și inclusiv ale filozofiei și care nu le găsesc. Ea nu se găsesc aici în Baia Mare, că ele se găsesc în alte părți, dar nu este lucrul acesta și datorat faptului că în Baia Mare biblioteca a căpătat elemente de modernitate abia după darea în folosința noii clădiri, să zicem. Adică? În sensul că a fost spațiu de depozitare a cărților achiziționate, modalități de prelucrare a acestor cărți, de clasificare, de valorizare și, haideți să spunem, de ce nu, de popularizare. Cum? Revenind, avem o bibliotecă într-adevăr frumoasă, ne mândrim cu ea și eu mă mândresc și le arăt de fiecare dată ce prietenul care vin pentru prima oară în Baia Mare. Până la urmă nu e doar o bibliotecă, ci e un spațiu cultural unde se desfășoară și evenimente și e bine că beneficiază până la urmă acest oraș și v-am spus și tinerii din care văd în sălile de lectură de această bibliotecă și sper să fie cât mai mulți aceia care trec pragul. Cred că e și de datoria părinților să ia de mână pe copii cât să
Îi duc pentru Dar prima dată la bibliotecă, e de datoria profesorilor să îi îndrume spre bibliotecă, pentru că e un spațiu, într-adevăr, eu cel puțin așa mă visesc, precum Borges, să-mi duc tot restul vieții într-o imensă bibliotecă. Cred că e cel mai frumos lucru pe care l-aș putea face în această viață, cu toate că știu că nu o să-mi permit niciodată. Din vizitele mele, care sunt la fel ca ale dumneavoastră, destul de frecvente în spațiul bibliotecii, constat că vin Da, copii la secția de tineret, este și ludoteca aceea. Există modalități, ca să nu mai vorbesc de elevi și studenți, care efectiv au din ce să se alimenteze bibliografic până în momentul de față. deci vedeți că internetul și Facebook-ul și toată zona asta de online, până la urmă, nu exclude mersul la bibliotecă. Sunt cele două lucruri, din punctul meu de vedere, se completează. Și biblioteca e importantă, cartea fizică e importantă, e o plăcere să o ții în mână, e altceva, într-adevăr, să citești de pe hârtie. Pe de altă parte, nu putem ignora ceea ce se întâmplă în jurul nostru și faptul că tineretul deja are o altă accesibilitate la informație și chiar schimbă modul de învățare, poate și de percepere a lucrurilor datorită acestor noi tehnologii. Trebuie să încurajăm să citească oricum ar face ei. Important este să citească și în loc de cluburi, mă rog, care au și ele locul și rolul lor în formarea unui tânăr, să existe timpul afectat și lecturii și prezenței în bibliotecă și consultării specialiștilor, fie de la bibliotecă, fie din centrele de unde vin, dar, și aici intervine acel dar, constatăm că foarte puțini dascăli sunt cei care frecventează biblioteca, aș spune, într-o proporție îngrijorător de mică vis-a-vis de discipolii lor, fie ei studenți, fie ei elevi. Da, acum, la un moment dat era o remarcă a lui Eminescu că suntem un popor care după ce ne-am terminat studiile ne aruncăm cărțile în pod și le uităm acolo. Dar aș vrea să cred că lucrurile nu stau chiar așa. Dar pe de altă parte, dacă tot ați adus vorba despre lectură și știți că sunt două tipuri de lectură și e important să ne gândim ce fel de lectură vrem să cultivăm. Există lectura de plăcere. Deci, în primul rând, să nu existe lectură obligatorie. Există doar lectură de plăcere și există studiu, anume atunci când te informezi și când cauți să știi mai multe pe un subiect. Această lectură de plăcere, aceasta trebuie cultivată. Stă în sarcina părinților și a profesorilor să cultive această zonă. De multe ori, ea nu, eu și cred că și dumneavoastră și mulți alții am citit de plăcere zeci, sute de cărți. Odată ce ți intră virusul ăsta în sânge, nu te mai poți opri. Văd de multe ori că școala nu cultivă plăcerea lecturii. Și aici e o mare greșeală. Adică nu poți să ai pretenția să-ți placă neapărat Mihail Sadoveanu sau știu eu ce alte romane care le înghițeam greu și eu în perioada respectivă, și a liceului, și a școlii. Întotdeauna căutam alte zone de lectură, Jules Verne, povești nemuritoare, romane polițiste, după aceea am trecut la cele mai serioase, Dostoevski, Tolstoi, și altele și altele. Dar asta e că până la urmă școala
trebuie să dacă se învețe sau să le crească apetitul pentru lectură. Despre acest apetit pentru lectură al elevilor și studenților vom discuta după pauza publicitară, care în orice mijloc media este aducătoare de verit. De ce să ne cunoaștem? Alătură-te celei mai tari echipe de profesioniști. UAC Europe, lider mondial în industria aeronautică, angajează operator mașini cu comandă numerică, operator mașini de măsurat în coordonate, inginer automatist, mecanici și electricieni. Familia UAC Europe te așteaptă. Oferim pachet salarial competitiv, tichete de masă cu valoare maximă, numeroase beneficii și stimulente, bonusuri, prime, transport gratuit, posibilități de dezvoltare profesională. CV-urile se depun la sediul UAC Europe, localitatea Dumbrăvița, numărul 244A, Maramureș, Vision Optics, în incinta Vivo la parter sau pe resurse.umane@universalaloi.com. Detalii la telefon 0262-202-330. Îți place să stai lejer pe canapea? Naturally, sute de modele de canapele și colțare te așteaptă în magazinele Naturally. Vino să te bucuri de confortul tapițeriilor create în România. Te așteptăm în magazinul Naturally din orașul tău și pe naturally.ro. Naturally, mobilier und decorațiuni. Dorești să-ți înmatriculezi mașina în cel mai scurt timp? Avem pentru tine soluția. De la programare până la înmatricularea definitivă, apelează cu încredere la FIC Broker, agent de asigurare Călin Fițigău. Telefon 0749 945 843. Florăria Ikebana aduce zâmbete, buchete deosebite, livrare promptă, prețuri accesibile. Comandă un buchet frumos, parfumat și delicat pentru persoana dragă din viața ta. Personalul amabil și prietenos vă așteaptă cu cele mai bune recomandări. Ikebana vă livrează flori și buchete la domiciliu. O lume a tuturor posibilităților, în care trăim, visăm, muncim. O vrem curată, armonioasă, prompt și impecabil de fiecare dată. Housekeeping ne cunoașteți și creștem odată cu voi. Curățenie profesională în instituții, supermarketuri, hoteluri, case particulare, hale industriale, peisagistică și întreținere spații verzi, dezinfecție, dezinsecție și deratizare, vânzare de echipamente de protecție, facility management, housekeeping, detaliul curățeniei. Intră în lumea eleganței și a bunului gust, iar noi ne vom ocupa de fiecare detaliu ca evenimentul tău să fie unul de nota 10. Restaurant La Gourmet. 170 de locuri pentru servirea mesei și o grădină de vară deosebită. Evenimente sociale sau mondene, nunți sau botezuri, zile de naștere sau petreceri de firmă, toate într-un loc de excepție. Restaurant La Gourmet. Experiențe memorabile în arta culinară. Bine ai venit la Hotel Magus! Camere confortabile, interior elegant și o echipă prietenoasă și bine pregătită. Hotel Magus, potrivit pentru o vizită de relaxare sau de afaceri. Sala de conferință este echipată într-un stil clasic cu dotări moderne și are o capacitate de 100 de locuri. Hotel Magus. Simte diferența! Magazinul compact. Zi de zi, aceeași eleganță în servire. Aceeași calitate superioară a mărfurilor. Aceeași atenție față de cumpărători. Compact. Mereu magazinul tău preferat. Dacă nu crezi, hai la Compact ca să vezi! Promiteam în
sfârșitul primei părți, că vom discuta despre lectura copiilor din Baia Mare și din județ. Cum vi se pare școala înainte de 89, se știe, dar după 90, cum vi se pare școala în ultimii ani? Școala generală și liceul. Da, e un subiect vast în care am intrat. Nu propun să ne extindem foarte tare. E clar că lucrurile se mișcă, adică până la urmă și lumea s-a schimbat, societatea se transformă și într-o continuă transformare. E un loc comun, să spunem, lucrul ăsta. Pe de altă parte, ce riscă școala într-un asemenea proces e să rămână în urmă, adică să nu țină pas cu vremurile, cum s-ar spune. E, din acest punct de vedere, nu știu cum să judec lucrurile. După cifre, după performanțe, după experiența personală cu școala, sunt profesor până la urmă și știu lucrurile din interior. Ca mă preocupă de liceu. Da, și de universitate. Și de universitate, dar m-a interesat perioada de liceu, că la universitate e bătut în cui, acolo există... Lucrurile nu sunt chiar așa. Până la... cum sunt? Hai să vedem. Uitați, a fost în toamnă, mă duc din propria inițiativă și pe cheltuială proprie la niște cursuri de perfecționare în didactică universitară și am fost la Timișoara, unde există un asemenea centru. Și am stat de vorbă și cu alți colegi care predau la Universitatea de Medicină, la tehnice. Am discutat despre studenți, cum sunt studenții. Din păcate vin cu multe lipsuri din liceu, chiar la universități bune, cum sunt cele de medicină, să spunem. Adică nu sunt învățați încă de pe băncile liceului cu anumite rigori ale, să zicem, cercetării științifice sau a muncii intelectuale și nu sunt învățați să adopte o gândire critică, analitică, să lucreze cu mai multe surse, să reușească până la urmă, consultându-le, să tragă o concluzie sau să pună niște întrebări. Și asta pentru că, din păcate, școala noastră încă merge pe acel model latin al memorării, încă merge. Deci, surprinzător, dacă o să mergeți prin școală, o să mai găsiți practici de genul acesta. Și examenele se dau de mână, sau dat, sau, mă rog, acum încet să încearcă această schimbare. A contat foarte mult să memorezi ceea ce vrei să spui la un examen. Deci, ce era bine, ce era rău, pentru că haide să ne amintim. În secolele 18-19, unii discipoli învățau pe de rost Odiseea, epopeea lui Gilgamesh și alte opere de mare întindere și care, haide să fim serioși, presupuneau un efort de adevărat memorie nemaipomenit. Dar pot să mai poate fi astăzi valabil? Pot să întreb, până la urmă, cu o anumită impertinență, la ce le-a folosit? Pentru că în momentul ăsta, tinerii noștri sunt ceva mai pragmatici. Își dau seama că, până la urmă, după ce termină o școală, un liceu, o facultate, ei au nevoie de un loc de muncă. Ei trebuie să câștige și să-și asigure traiul. Sunt din ce în ce mai independenți sau își doresc din ce în ce mai mult independență și această independență are un cost. Și eu consider că trebuie la un moment dat și școala să se gândească și să pregătească tinerii pentru a face față provocărilor vieții de după școală. Asta e cel mai important.
din punctul meu de vedere. Și sper, sper ca școala românească să înceapă să se schimbe în această direcție, dar să știți că nu se va schimba niciodată prin reforme care vin de sus în jos. Nu, asta e părerea mea. Toate vor eșua atât timp cât nu va exista o convingere la nivelul corpului profesoral, al părinților și chiar al elevilor că această schimbare trebuie făcută. Comunității în sine, că absolut, ea are nevoie și de viitorii absolvenți și de elevii pe care îi pregătesc sau studenții pe care îi pregătesc astăzi, acum și aici. Da, începe și cred că încet se vor rezolva și problemele cu salarizarea în sistemul de învățământ. Eu mă amintesc că atunci când am ajuns profesor, am terminat facultatea, deci în 98 am fost primul an în care am predat, într-adevăr aveam un salariu foarte mic, adică nu știu cum să vă spun, nu îți permiteai să plătești... Cunosc lucram în inspectorat școlar. Da, și mai ales ca începător, în primul rând că erau niște discrepanțe foarte mari între tine începător și cel care era deja în sistem de zeci de ani de zile și nu îți permiteai să trăiești. Deci dacă nu te ajutau părinții, nu aveai ce mânca, o să spun lucrul ăsta. Acum cât de cât lucrurile se mai așează, dar mai e de lucru în direcția asta, pentru că până la urmă nu poți să ai un corp profesoral bun dacă nu îl și plătești bine. Egalitarismul acesta în salar e benefic? Nu văd niciun egalitarism în momentul ăsta. Păi în sensul și în care... cel de educație fizică și cel de desen și cel de română care lucrează nu știu câte ore și cel de matematică ce știe că numai matematica este talpa școlii, au aceeași leafă. Și cum ar putea să fie altfel? Păi simplu. Că el de matematică nu poate să predea educație fizică de la urmă. Cu toate că îmi amintesc că vorba profesorul meu de matematică, Tătuca Berciu din liceu, care zicea că e mai... Berciu din Săgălășeni, da? Da, da, da. A fost profesor 4 ani de zile și am avut norocul ăsta să fie 4 ani de zile profesor de matematică și zicea la un moment dat că e mult mai bine să lucrezi totuși cu mușchii, cu partea fizică al trupului decât cu mintea, că la un moment dat ți se atrofiază și corpul și mai e și mintea rasnă. Da, nu știu, cred că nu aici. Zona asta de salarizare e una sensibilă, vă dați seama. Și cum ar trebui să se realizeze, în orice caz nu cum se realizează acum. Se pune și acum accent pe formalismele, cât de mare ți-e dosarul și cât de multe foi ai în el. Ceea ce nu înseamnă neapărat că ești un profesor performant. Dar asta e sistemul de stat. Nu știu dacă sistemul de stat, eu sunt de părere că atât timp când nu va apărea un sistem privat performant care să pună sistemul de stat pe gânduri, nu se va schimba nimic. Pentru că resursa până la urmă e limitată, numărul de elevi sunt limitați. În momentul în care dimpotrivă chiar scade. În momentul în care această resursă va fi pusă sub semnul concurenței, adică vor concura pentru ea două sisteme de învățământ, probabil că atunci se vor lua în serios și mulți din sistemul de stat. Vorbesc de tot sistemul. Da, pentru că sistemul de stat, deocamdată, rămâne totalitarist. De ce să nu recunoaștem? Mă bucur că spuneți dumneavoastră asta, pentru că îl cunoașteți mult mai bine decât mine. Da, rămâne totalitarist pentru că așa se dictează din capitală. Și mai e un lucru care deranjează. Faptul că, deși se știe că același lucru nu se potrivește în București cu să zicem Vicovul de Sus, se aplică. Haideți să vă povestesc ceva. Sunt într-un proiect la nivelul municipiului Baia Mare, Bustino se numește, și câțiva colegi de-ai mei din acest proiect au fost în Gdansk, în Polonia. Și ne-au povestit, acolo practic s-a pornit o reformă a învățământului
de jos în sus. Adică câțiva profesori au zis vrem să predăm altfel decât s-a făcut până acum. Așa a apărut conceptul acolo de pedagogie creativă și nu insist asupra acestei chestiuni. Dar ce mi-a atras atenția, că toată această schimbare s-a putut face datorită următorului lucru. Ei au în școală, sunt trei pole de putere. Asociația părinților, asociația elevilor și asociația profesorilor într-o școală. Dacă acești trei poli de putere iau decizie în școala aia, acel lucru se realizează. Și mi se pare o structură mult mai bine pusă la punct și mai democrată decât cea în care, pe care comparată cu cea noastră din învățământul românesc. N-am auzit să există o asociație a profesorilor, cum și nici măcar o asociație a elevilor care să se ia în serios. Și, dar acolo, practic, această reformă s-a impus și datorită faptului că și-au dorit atât părinții cât și elevii. Și atunci au putut să miște ceva. Deci asta trebuie, indiferent unde se va întâmpla schimbarea, că vor apărea acești doi poli, privat, public sau nu, până la urmă dorința asta de a face lucrurile mai bine în învățământ, care e cel mai importantă zonă pentru noi ca și societate și comunitate, se va întâmpla când își vor dori cu adevărat și copiii, adică elevii, și profesorii și părinții. Și când vor avea libertatea și curajul să spună ce vor. Deci știu ce spun. Pentru că cunosc destul de bine realitatea învățământului. Ne mutăm pe alt palier. Haideți să vedem ce ne mai spune jurnalistul Călin Herțeg. În ce măsură mai păstrează? Pentru că cine s-a virusat odată de jurnalism nu scapă de el, dar în ce măsură mai păstrează legătura cu presa, cu presa scrisă, că în asta a lucrat cel puțin. Da, mulțumesc. Am aici în mână cartea dumneavoastră de interviu și reportaje pe care ați lansat-o luna trecută. Lunea trecută. Acum. Și cât am avut timp să o răsfoiesc aici, mi-am dat seama ce experiență extraordinară ați avut ca jurnalist. Și cred că v-a adus multă satisfacție această meserie. Sau rămâne. Da. Dragostea din tâi. Dragostea din tâi. Și visul meu din tâi. Eu nu pot să spun că am rămas cu satisfacții după zona. Îmi pare rău că n-am făcut mai mult. Îmi pare rău că, cum să spun, oarecum la un moment dat am decis să mă retrag din presă, pentru că nu mai îmi plăcea ce se întâmpla în presă și nu-mi place nici acum. Am spus-o și public și o să spun de fiecare dată, dacă e cineva și poate alături de clasa politică, dar până la urmă și ea e creată de presă, unul din mari vinovați a ceea ce s-a întâmplat în această țară e presa. Am predat presă la universitate și am avut ocazia să cunosc ce înseamnă presa la nivel occidental, cel puțin din ceea ce spun manualele, dar și răsfoind ziarele apărute dincolo. Deci acolo, într-adevăr, presa se face în folosul comunității. Primul lucru pe care și-l propune orice ziar local, că despre asta discutăm, și presa locală, e să facă presă în interesul comunității. Am trăit cât am trăit în presă 5 ani de zile, pot să spun că am fost pe prima baricadă în presă. Presa s-a făcut și se face în interesul politicienilor, se face în interesul unor grupuri de interese și a unor patroni care își urmăreau prin presă interese. Asta e. Și știu chiar de la cei care dețin presa acum și care conduc presa în Maramureș, mi-au recunoscut în față că da, e vorba de bani. Este. Și când e vorba de bani și pentru bani tu nu spui adevărul, aia nu mai e presă.
dimpotrivă, este dezertare de la presă și se cade în cealaltă latură, a fetișizării. În 90 am crezut că presa ne va salva și vom fi liberi și vom putea spune și vom putea corecta prin cuvântul nostru atâtea strâmbătăți ale zilelor respective. Iată, au trecut atâția ani, 20 și nu reușim să ieșim din potrivă, ne îngropăm. Dar să nu ne mirăm de vreme ce un patriciu, un Dumnezeu să-l ierte dacă o fi murit, că și aici este tot felul de controverse, un altul în cărucior, un altul în pușcărie, l-ați avut, cred că, lector sau rector. Pe cine? La științe economice. Nu. Nu? Nu. Nu știu la cine faceți referire, dar... Cel care în prezent tot încearcă să scape din penitenciar și este... Nu. Cine... Dați o șaradă pe care nu pot să dezleg la ora asta. Ne mai gândim că nu vreau să nominalizez. Cam asta e cu presa. Sunt multe de spus. Cred că am deschis aici subiecte în această emisiune care le-am putea duce în emisiuni întregi. Vedem. Noi suntem pe baricade dumneavoastră de atâta vreme. Am aici în față aceste două cărți pe care le-ați lansat acum, cea de interviuri și reportaje. Am observat că personajele sunt din afara Maramureșului, dar cu legături. Români din afara graniței, pe cât se poate, sau din interior, care au făcut ceva pentru România în afara graniței. În sensul că bună oară și la Rosa Pep este evreică, se știe, dar are un cult cu adevărat Petru Săpânța, doctorul Mirel Giurgiu, este trăitor în Germania de ce știu eu câți ani și o clientelă de toată stima, Terezia Bolkiș-Tătaru, scriitoare consacrată, zicem noi, că este mai puțin cultivată și cunoscută sau că îi se pun tălpi, așa cum se plânge dumneavoastră mereu, este tot atât de adevărat, dar este acest Ion Cosmuța, inginer care a construit blocul roșu din Baia Mare, primul bloc tur, care? De lângă vis-a-vis de spital, de pe da, Unirii. Acolo locuiesc eu. Da, blocul respectiv a fost construit de Ioan Cosmuța, inginer care a lucrat ca specialist român în perioada comunistă în Africa, unde era plin de tractoare, de aro, de IMS-uri, de ce știu ce. L-am găsit. Da, și în același timp, da, dar are niște păreri tranșante despre felul cum suntem văzuți și priviți de, îți vine să te ascunzi, iar reportajele din America și mai ales din Mexic au exotismul lor, pentru că am fost acolo de vreo 3-4 ori și era să mai mă duc dacă nu mă îmbolnăveam. Da. Și trăiesc cu speranța că voi merge din nou, fiindcă nepotul meu i-a dat lui taică-să ultimatum. Te rog să-mi spui cât s-a recuperat bunicul și când vine la noi. Ce să
să zic, scurt, bă, american. Așa, da, dintr-o bucată, cum jet sunt, jet. Cum sunt americanii, da. Da. Da, eu ce să zic, vă doresc sănătate și să vă faceți bine și să vă vedeți nepot în America. Care este perspectiva scriitoricească și universitară a lui Călin Herceg? Oh. Nu știu, nu mi-am făcut un proiect. Ceea ce am realizat cu această carte, v-am spus, a fost rezultatul unei munci de durată. Ce important, ce a fost important pentru mine, nu e ceea ce aveți acolo în față, ci toate perspectivele și întrebările care au rămas și perspectivele care s-au deschis după ce am dus la bun sfârșit acest demers. Eu îmi doresc să am timp, să am energie, să continui căutările. Pentru mine, vorba Vianu Mureșan, ieri la lansare, s-a așezat, s-a conturat o hartă mentală. Am înțeles multe lucruri. În acest moment e important să-mi fac timp și să fiu, ce să zic, turistul și arhitectul propriilor mele gânduri. Asta am frumos spus. Da, asta am doresc. Metaforic, nu sociologic, nu filozofic. Da, asta îmi doresc. Am, v-am spus, același vis, precum Borges, să-mi petrec cât mai mult din timpul meu de aici încolo, studiind, citind, pentru că cărți, tot el spunea, sunt mult prea multe cărți și mult prea puțini cititori în lumea aceasta, de fapt. Este un foarte mare... Și de aceea nu vreau să scriu multe cărți. Probabil dacă aș mai scrie una și bună, ceea ce mi-e greu, nu știu, să spun acum cum ar trebui să fie, cred că ar fi suficient. Cred că ar fi suficient. Vom vedea. Riscat o perspectivă critică asupra unei vieți culturale viitoare în Baia Mare? Nu. Eu sunt un optimist, chiar dacă mulți n-ar spune lucrul ăsta despre mine. Sunt un optimist și important, vom avea viață culturală în Baia Mare dacă vom reuși să ne ținem aici tinerii și valorile. Altfel, dar cum vom reuși? Asta, la întrebarea asta am încercat să răspund de multe ori, dar dintr-o perspectivă politică și din punct de vedere cultural, e într-adevăr o mișcare în spirală, pentru că dacă nu pornim de undeva și dacă nu există o acumulare până la urmă în zona asta, atunci lucrurile se destramă. Și e important să existe viață culturală. Mă bucur că teatrul merge bine, mai apară câteva instituții de cultură care să funcționeze, de spectacol. Uitați-vă, Baia Mare are o sală de spectacol. Noi facem concerte de milioane de euro anual în aer liber, că tremură de frig, dar nu ai o sală decentă în care să poți aduce o figură importantă din muzică sau din cealaltă zonă. Deci, nu, lucrurile se pot face și face bine dacă chiar îți dorești să le faci. Așa văd eu lucrurile, dacă m-ați întrebat. Da, Călin Herceg vede lucrurile într-o perspectivă optimistă, ceea ce ne face și pe noi să credem că în viitor Baia Mare va avea prosperitate culturală și prin ceea ce se va aloca culturii și prin oamenii care activează pe tărâmul acesta și prin ceea ce pregătim pentru generațiile viitoare. Prin aceasta, Dragomir Ignat, realizatorul emisiunii Agroaz, mulțumește invitatului nostru pentru prezența în studio
își exprimă speranța că va fi prezent și cu alte ocazii. Vă dorește tuturor o săptămână bună, până săptămâna viitoare, la bună vedere! Mulțumesc și eu pentru invitație! O seară bună!